sport, napolitanile sunt și cu lecitina, așa cum spuneam, pentru, știu eu, pentru politicieni mai ales, să-și aduc aminte de promisiunile pe care le fac în campanie electorală. Vorbeam de campanie electorală și avem un politician invitatul de astăzi, este vorba de președintele PSD Giurgiu, domnul deputat Marian Mina. Bine ați revenit, domnule deputat! Bine v-am regăsit, domnul Iaponescu! Cum merge cu politica de acolo de unde se dora exact? Fierbere mare! Nu, da, este fierbere, dar îmi place să cred că ora exactă o dăm noi la Giurgiu vis-a-vis de județul Giurgiu. Pe toți giurgiuvenii interesează mai mult Giurgiu decât ora exactă de la București. Sunt convins de asta și de asta voiam să vă... Subiectul care arde în acest moment în Giurgiu, dincolo de politică și de orice fel de campanie electorală, în momentul acesta, subiectul care arde și la propriu și la figurat, este vorba de construirea incineratorului. Cazul incineratorul, cum e denumit în presă. Ce faceți dumneavoastră pentru data trecută? Ați dat asigurări că nu se va construi acest generator la Giurgiu sub nicio formă. Același lucru spun și acum, domnul Diaconescu. Acel incinerator nu se va construi la Giurgiu, indiferent câte presiuni o să facă firma respectivă atât pe primăria Giurgiu cât și pe prefectură, că mai nou am înțeles mai nou că... s-a mutat la prefectură. Da. Prefectura trebuie da. Să atace. Bineînțeles. Sau nu. Nu se va face acel incinerator la Giurgiu pentru că nu respectă legea și nu respectă normele europene și dați-mi voie să cred așa că este și un mic viciu de procedură de când au demarat toate diligențele pentru a obține aprobarea acestui incinerator la Giurgiu. Cum am mai spus și în emisiunile trecute, cum am postat și pe Facebook, toți politicienii din Giurgiu sunt uniți în această cauză. Fiecare în parte știu că au făcut demersuri pentru a opri acest incinerator, atât noi de la PSD cât și colegii de la PNL au primit asigurări că nu este legal ca acel incinerator să se construiască la Giurgiu și nu se va construi, sau nu la Giurgiu unde se dorește, ca să fiu mai bineînțeles. Dacă vor să-l facă în câmp la 10 km de Giurgiu, nu-i oprește nimeni. Dar acolo unde vor ei, nu se va construi. Mai mult de atât, din ce am aflat zilele trecute, în momentul în care s-a vândut acel teren, scrie clar pe actul de vânzare-cumpărare să nu desfășoare activități poluante. Orice ce presupune acel incinerator, poluare 100%. Deși, atât primăria cât și DSP-ul au dat la vremea respectivă, în 2021, niște avize. Chiar certificat de urbanism scrie clar, incinerator, pentru incinerator de deșeuri. Așa este, domnul animale. Diaconescu, dacă arăt cu degetul, arăt cu degetul ce s-a întâmplat în anii trecuți, o să sară în sus și DSP-ul și prefectura. Așa s-a întâmplat la momentul respectiv. O punem pe seama necunoașterii, însă lumea s-a trezit. În momentul de față, nu cred că există vreo portiță legală ca acel incinerator să se facă la Giurgiu. Da, citeam în, nu mai știu ce ziar, cred că Puterea, în Puterea, citeam tot de incineratorul de la Giurgiu, că e în această afacere, cu ghilimele de rigoare să zic, e inclus și un fost deputat de Giurgiu, actualmente senator de Neamț, domnul Răzvan Cuc. În acte nu. Din spate așa se aude, dar... Da, da, da. În acte nu apare domnul Răzvan Cuc, dar din folclor, că noi suntem... Da, da, da. Specialiști. Specialiști în folclor, dar din păcate se mai și confirmă, uitându-ne în istoricul acelei firme, se cam și confirmă, așa este, Răzvan în spate. Da, da, da. Spune Alin Andrei să sperăm că nu se va realiza acest incinerator. Avem încredere în domnul Marian Mina. Vă salut cu respect, domnilor. Vă salutăm, salutăm și noi. Trecem de la subiectul ăsta la subiecte naționale și vom reveni la subiectele locale care sunt alea locale le aștept. Da, da, da. Așa, și o să vă întreb de
O să vă întreb de pachetul de legi și ordonanțe propus de PSD și de premierul Ciolacu și vă întreb, e în folosul cetățenilor tot acest pachet sau doar pentru a salva statul român? Păi, domnul Diaconescu, având în vedere că salariile cresc, având în vedere că nu sunt afectați oamenii de rând cu venituri mici și mijlocii, având în vedere că ne dorim ca, așa cum este normal, ca firmele mari, corporațiile mari să plătească impozit la noi în țară, având în vedere că am oprit, hai să nu le zic abuzuri, să le zic altfel, prigoana băncilor care au făcut miliarde de euro pe spinarea românilor, eu cred că acest pachet de legi este foarte, foarte binevenit, mai ales că, așa cum bănuiesc ați văzut și dumneavoastră, a primit girul atât Comisiei Europene, cât și a femeiului. Ne convine, nu ne convine, suntem țară europeană și trebuie să ne raportăm atât la Comisia Europeană, cât și la Fondul Monetar Internațional. Este exclus un împrumut al României de la Fondul Monetar. În momentul de față este exclus acest împrumut și nu cred că cineva își dorește ca România să se împrumute iar la femei. Dacă văd că ministrul de finanțe este foarte hotărât să ducă la capăt această reformă care este mai mult decât necesară și care presupune ca noi să ne aliniem și noi țărilor europene. Noi ne dorim să fim europeni. Păi haideți să fim europeni din toate punctele de vedere, exact cum este și afară. Ceea ce eu vreau să remarc este că premierul Marcel Ciolacu, ceea ce a spus și a și asumat, a făcut. Nu a avut nimeni curaj să impoziteze multinaționalele, cum este normal să se întâmple, domnul Diaconescu. Cum în celelalte țări europene se întâmplă. A mai fost o încercare, dacă vă aduceți aminte, a mult hulitului Liviu Dragnea. Așa este. N-a reușit să o ducă până la capăt. Marcel Ciolacu, împreună cu actuala coaliție, că nu are rost să ne ferim de cuvinte, împreună cu ministrul de finanțe, care este de la PNL, au dus la capăt această reformă fiscală foarte binevenită în România. Deci, ce auzim noi, eu înțeleg, marile firme sunt foarte deranjate. Da, trebuie să plătească impozit, așa cum plătesc toate firmele românești. Și așa cum se plătește, da, și dincolo. Și dincolo. Văd o mare nemulțumire, domnul Diaconescu, în mediul IT. Salarii de 100-150 de milioane, ei nu plăteau niciun impozit. Dați-mi și mie o explicație logică de ce un român cu salariu mediu pe economie trebuie să plătească 10% taxă la stat și cei din IT nu. Păi nu vi se pare că e o diferență foarte, foarte mare? Să răscoale și strungarii și gunoierii? Da, și... Nu. Sunt, da, lucruri, sunt anomalii care, noi le-am aliniat în momentul de față, să eliminăm acele inechități. Și totuși, în aceste anomalie și e o altă anomalie, printre măsuri, limitarea plăților în numerar. Domnul, spunea cineva aseară la un post de televiziune că e un fel de limitare a libertăților cetățenești până la urmă și cita chiar dintr-un extras al Băncii Mondiale pe tema asta. Da, eu cred că trebuie comunicat mult mai bine ceea ce înseamnă limitarea acestor plății. Bine, asta înțeleg, pentru combaterea evaziunii. Dar nu se referă neapărat la omul de rând. La persoanele fizice. Înțelegeți? Da. Se referă foarte mult la activitatea economică, la agenții economici. Nu cred că este o problemă, mai ales că sunt niște praguri care sunt foarte mari. Eu nu, dumneavoastră cheltuiți 100 de milioane zilnic, domnul Diaconescu? Nu, nu cred că un român de rând cheltuie atâția bani. Dacă trebuie să dea șpagă undeva să-și angajeze, da, pe cineva? Așa este, aveți dreptate. Dar nu o să dea niciodată cu cardul. Da. Eu cred că trebuie comunicat mai bine din partea coaliției vis-a-vis de acest subiect, iar dacă într-adevăr sunt anumite articole în, sau nu știu cum să le numesc, care îngrădesc dreptul de și libertățile cetățenești, eu sunt convins că premierul împreună cu
coaliția de guvernare cu guvernul vor să remedia acestea, da. Bineînțeles. Da. Foarte controversată este legea cu păcănelele, scoaterea păcănelelor în afara orașului. Păi de ce asta pe de o parte și pe de altă parte, firmele care dețin păcănelele, aparatele respective, trebuie să aibă sediu neapărat în România. Să plătească taxe și impozite în România. Ce este anormal? Păi am văzut că sunt unii care fac scandal. Deci în afara faptului că se învârt foarte, foarte, foarte mulți bani negri în această industrie, lucru care a deranjat lumea jocurilor de noroc, din acest motiv sunt și presiunile despre care a vorbit premierul. Eu cred că vedem câte vieți s-au distrus, vedem câți copii au această patima jocurilor de noroc. E o dependență. Este o dependență. Cred că este nu bine, foarte, foarte bine ca aceste jocuri, păcănele, să fie scoase din orașe, iar firmele să plătească, fie românești, să plătească taxe și impozite la noi în țară. Da, e normal să fie așa. Domnul Diaconescu, în Italia, nu mai știu cine îmi spunea, sunt 3-4 cazinouri. Păi noi avem 10 numai în București. Nu e normal să se întâmple acest lucru. Ca să nu spunem câte mini da, nu este normal ca oraș. Lângă școală să fie jocuri. Nu e normal. Nu e normal. Copilul ți este și se oprește. Dar bine, nu numai copilul, sunt și oameni mari. Da. Sunt și oameni mari, sunt și oameni în vârstă, sunt și tineri, sunt de toate felurile. Aș încheia capitolul ăsta cu o postare a dumneavoastră pe contul foarte interesantă. Angajarea răspunderii guvernului înseamnă reforme și responsabilitate, nu austeritate. Și după aceea spuneți, românii așteaptă să corectăm o serie de nedreptăți care s-au tot perpetuat. Reducerea cheltuielilor publice, combaterea evaziunii și eliminarea unor privilegii fiscale nu înseamnă austeritate pentru România, ci garanția că statul rămâne pe drumul creșterii economice. Domnul Diaconescu, când ție îți crește salariul minim luna aceasta și luna viitoare îți crește în continuare salariul, când se dau ajutoarele în continuare a acelor persoane cu venituri mici între de la 500 de lei în funcție de salariu, 500, 400, 300 vis-a-vis de salariul minim pe care l-ai, 1.000, 1.500, 2.000, unde este austeritatea? Poate că nu sunt, adică nu poate. Cu siguranță nu se rezolvă toate problemele aceste ajutoare, dar nu înseamnă tăieri, nu înseamnă austeritate. Da, de luna asta 1,8 milioane de angajați beneficiază de creșterea salariului minim brut. Marea majoritate din mediul privat, domnul Diaconescu. E foarte important. Marea majoritate din mediul privat. Și atunci nu cocoșează cumva această măsură mediul privat? Sunt firme care probabil nu își permit să... Eu nu cred că va cocoșa. Întreb. Eu nu cred că va cocoșa mediul privat. Din contră. Domn Diaconescu, nemulțumirile vin din zona USR-ului și din zona PNL-ului. Văd PNL-ul foarte vehement cu jocurile de noroc și cu această ordonanță. Domnul Diaconescu, haideți să nu uităm că acel domn Constantinescu, care este cel mai vehement în mediul online și pe la televizor vis-a-vis de jocurile de noroc, haideți să nu uităm că a fost consilierul personal al domnului Ludovic Orban și nu trebuie să uităm că în pandemie, atunci când bisericile, școlile, spitalele erau închise, când oamenii aveau restricții, acele săli erau deschise non-stop. Da. N-avem cum să... Poate că nu mai și face. Și nu le controla nimeni? Bineînțeles, poate că domnul respectiv în momentul de față nu mai este direct implicat în hârtii în aceste jocuri de noroc, dar le acordă consultanță, e același lucru. Da. Același lucru. Nu avem cum să uităm. USR-ul. Nu cred că este român care să uite că multinaționalele ieșeau în stradă la comanda USR-ului. Da. Nu cred că sunt români care uită cum precam și acum președintele de la Raiffeisen era în piață. Normal că băncilor nu le convine. Am oprit cocoșarea românilor. Da. Robinetul. Bineînțeles. Spunea domnul Ciolacu, creșterea salariului minim completează pachetul de măsuri pe care
Guvernul și-a angajat răspunderea și reprezintă o măsură de echitate socială. Socială, de egalitate, de echitate socială. Și să știți că, în afară de tot ceea ce a spus domnul Ciolacu, este și un gest de bărbăție din partea premierului și a, dacă și asumă și a coaliției, a guvernului, că vin și asumă așa ceva. Da. Și totuși sunt au fost două inadvertențe în toată nebunia asta. Cu asumarea salariile celor în agricultură, minim în agricultură și la construcții, pierdeau. Și atunci domnul Ciolacu a solicitat Ministerului Finanțelor să refacă toate calculele, în așa fel încât acești oameni, acești angajați să nu piardă salariul. Exact ce v-am spus și vis-a-vis de plata cash. Eu cred că dacă se va constata că s-a greșit undeva, se vor remedia imediat. Da, și mai văd măsuri pentru fermierii români. Ministerul Agriculturii a decis alocarea unei subvenții suplimentare la carburant cu 2 lei pe litru, care se adaugă la cei 1,63 de lei pe litru din subvenția standard. Și sprijinul va ajunge la 360.000 de fermieri, cei mai mulți afectați de importurile din Ucraina. Nu cred că este o persoană care să nu fie observat de-a lungul anilor preocuparea Partidului Social Democrat vis-a-vis de agricultori. Și toate măsurile pe care noi le-am luat în sprijinul marilor și nu numai marilor agricultori. Pentru că trebuie să recunoaștem, agricultura este un motor important în economia României. Și PSD ne demonstrează încă o dată, dacă mai era cazul, că suntem preocupați de tot ceea ce înseamnă agricultură. Vreau să vă spun că Giurgiu a fost ales pentru a se deschide un centru de colectare a legumelor pe bani europeni. Construit pe bani europeni. Construit pe banii europeni, pentru că avem foarte, foarte mulți legumicultori, cum de altfel se știe. Și presupun că e într-un bazin legumicol. Da, într-un bazin legumicol care va cuprinde toate comunele care se ocupă din Area. Cred că sunt vreo 12 comune. Astăzi trebuia să aibă loc această întâlnire. Din păcate a suferit un deces în... Domnul ministru trebuie să participe la o mormântare și am reprogramat această întâlnire pentru săptămâna viitoare, miercuri. Eu cred că este o investiție foarte bine venită în județul Giurgiu și cred că toți legumicultorii vor beneficia de această investiție în egală măsură. Da. Și mai e o măsură în agricultură. S-a decis extinderea resurselor pentru programul Tomata. Adică bugetul va fi suplimentat cu 65 de milioane de lei. Păi tot cam pe... Tot pe programul zi. Tomata se bazează și în această investiție mare din județul Giurgiu. Cam atât cu chestiunile, doar dacă mai întreabă cineva ceva, cam atât cu chestiunile. Și mergem acolo unde spuneați că abia așteptați. Mergem la... Așa trebuie să ne intereseze cel mai mult localul, domnul Diaconescu, că așa e normal. Zona locală. Aș începe cu pregătirea PSD-ului pentru campaniile electorale în 2024. Este pregătit PSD-ul pentru campaniile astea electorale? Suntem în plină pregătire. Aici băgăm și sondajele care tot apar așa ca ciupercile după ploaie. Nu știu câte din ele sunt fake, nu știu câte sunt adevărate, dar tot apar pe rețelele sociale. Domnul Diaconescu, suntem în plină pregătire a campaniei electorale. Cele mai importante alegeri sunt primele, deci europarlamentare care dau semnalul. În momentul de față sunt cele mai importante. În momentul de față nu există comună în care Partidul Social Democrat să nu aibă candidat. Veți regăsi și foarte mulți tineri pe listele pentru locale. Partidului, pe listele Partidului Social Democrat. Este un test pentru toate partidele viitoarele alegeri europarlamentare. Nu știu dacă dau trendul, așa cum spuneți dumneavoastră, dar sunt foarte, foarte importante pentru România, în primul rând. Aceste alegeri europarlamentare, ne dorim să intre cât mai mulți europarlamentari din partea PSD-ului. Muncim exact cum muncim, modestie, muncă, muncă, muncă și iar muncă. Colegul dumneavoastră din Camera Deputaților, domnul deputat Claudiu Târziu, parcă? Da. Claudiu Târziu. A fost astăzi la o conferință de presă la AUR
și spunea la un moment dat, îndemna Giurgiu Meniu să nu dea crezare sondajelor. Nu se creadă pe ei. Așa, că sondajele mint. Ei nu sunt nici înaintea PNL-ului, nici imediat după PNL, ei sunt și înaintea PSD-ului, sunt pe primul loc, dar sondajele sunt contrafăcute și domnia sa mai spunea că AUR o să câștige europarlamentarele, o să aibă cei mai mulți europarlamentari. Dacă îmi permiteți, îl contrazic puțin pe domnul Târziu, indiferent cât ce-ar dori ei ca AUR să fie pe primul loc, din păcate nu este. Însă, din ce știm noi, cei de la Partidul Social Democrat, într-adevăr sunt pe locul 2 în topul preferințelor. Mai mult, până să se apropie de noi, mai au mult. Eu cred că românii trebuie să creadă în sondajele de opinie, pentru că așa este normal. Dacă PNL-ul, am citit într-un ultim sondaj al Curs, PNL-ul are 11% la nivel național, înseamnă că ei s-ar putea să aibă 12%. Și dumneavoastră, AUR s-ar putea să aibă 12%. Eu știu că au cu 2 în față. Da, cu 2 în față și dumneavoastră aveți cu 3 în față. 3 în față, da. Deci, eu așa știu. Da, da, și cifra cu 1 în față, cei 2 de 1, așa 1-1, e a PNL-ului, e reală. Cel puțin ce am văzut în sondajul Curs. Eu chiar cred că în momentul de față PNL-ul este al patrulea partid în România. În situația asta, în această situație, mai se tot vorbește de liste comune. Chiar zilele trecute am scris și eu, domnul Ciolacu a spus că o să avem o ședință în coaliție și discutăm și posibile liste comune. Listele comune sunt la nivel național, se vor face până la urmă la nivel național sau se ia pe specificul fiecarei zone? Și întreb aici în ideea în care dumneavoastră ți-a afirmat de nenumărate ori că nu vreți liste comune cu PNL. Mai spun încă o dată, mă uit în cameră și spun cât pot eu de serios. PSD Giurgiu nu își dorește liste comune cu Partidul Național Liberal pentru că nu avem cu cine să avem acele liste comune, nici din punct de vedere uman, nici din punct de vedere politic. N-ai 11% spre 9%, eu nu am cum să fac alianță cu Partidul Național Liberal la Giurgiu. Și acum revenim puțin la nivel național. Da, vă rog. Nu noi, PSD-ul, insistăm cu liste comune. Nu noi avem 11%, domnul Diaconescu. PNL-ul insistă cu liste comune pentru că la scorul despre care vorbim, e normal să aibă anumite temeri. Nu s-a discutat în cadrul PSD, în vreo ședință de conducere, despre liste comune. Aveți cuvântul meu de onoare. Că în politică niciodată să nu spui niciodată, sunt de acord cu dumneavoastră. Și domnul Ciolacu nu a spus facem liste comune. Discutăm. A spus că există posibilitatea să. Eu, din cât îl cunosc pe Marcel Ciolacu, în momentul de față este preocupat de guvernare, de problemele țării, de aceste ordonanțe, despre economia României, să începem și noi să creștem, să reducem deficitul. Este prea devreme ca noi să vorbim despre liste comune. În momentul în care se va apropia această campanie electorală, probabil că vor sta de vorbă. Eu mai spun încă o dată, nu-mi doresc liste comune cu PNL-ul la nivelul județului Giurgiu. Dacă vreodată se va lua în considerare această ipoteză de liste comune, o să-mi prezint toate argumentele pe care eu le am ca noi la Giurgiu să nu facem această alianță. Dacă se va hotărî la nivel de partid că se va face, nu pot eu, Marian Mina și Giurgiu, să ies din rând. Dar părerea mea în momentul de față și a colegilor mei și a întregii organizații este că nu ne dorim liste comune. Din discuțiile pe care le am și eu cu ceilalți colegi din țară, nimeni nu-și dorește liste comune. Că vor fi anumite alianțe pe plan local, alianțe, am spus, nu liste comune, pentru a câștiga județe importante unde matematic PNL cu PSD, dacă se unesc, vor câștiga în fața USR-ului sau a UDMR-ului, n-am nimic împotrivă. Vă repet, eu nu-mi doresc la Giurgiu și sper ca să se țină cont de... Am sesizat ceva, a spus nu vreau să merg la Giurgiu,
o alianță cu 11 spre 9. Să înțeleg că dacă la nivel național e 11 la Giurgiu, PNL-ul e 9%? Eu așa știu. Că... Adică mi-am notat, să știți. Nu, eu n-am așa... înțeles greșit. Domnul Iaconescu, poate greșesc. Da. Sondajele nu prea... Când le faci cu responsabilitate și nu de dragul de a le face, cam pe acolo ești. Cifrele pe care eu le-am pomenit nu sunt din sondajele făcute de PSD. Sunt din... Sondajele PNL-ului. PNL-ului. Da, care a avut mai multe decât a avut PSD. Mai multe sondaje. Încearcă anumite variante, că e deranj mare. Da, o să revenim la variante, dar domnul Mărciulescu Mihai. Bună ziua, domnule Marian Mina. Aveți pregătit din partea PSD-ului un candidat serios pentru a candida și a câștiga alegerile locale în Comuna Daia? Ne-am săturat de grupul infracțional organizat la nivelul Comunei Daia cu implicarea în mafia terenurilor actualului edil. Ce speranță ne dați ca să scăpăm de edilul PNL-ului din Daia? Are dreptate 100% domnul care ne-a scris comentariul. La colegul dumneavoastră, într-o altă emisiune, eu am vorbit de ceea ce se întâmplă în Comuna Daia și dânsul are dreptate. Este o mafia terenilor incredibil. Da, s-au și îngrădit în Daia, s-au îngrădit la... Am primit poze. Ce se întâmplă la Daia? Acum am înțeles că vor să vândă sau să dea în concesiune pe 49 de ani, nu știu exact, și terenul de fotbal plus terenul din spate. Mie mi se pare așa, da, stat în stat ce se întâmplă acolo. Avem candidat, Marius Dragomir va candida. Sperăm să câștige, chiar dacă se va lupta la baionetă cu această mafie din Comuna Daia. Noi sperăm să reușim să câștigăm Comuna Daia. Da. Alaltă ieri am avut o emisiune cu fostul primar Nicolae Barbu. Domnia sa și-a anunțat pe finalul emisiunii, după o serie întreagă de subiecte pe care le-am discutat, și-a anunțat în finalul emisiunii candidatura pentru primăria Giurgiu. A spus că vrea să candideze, deși înainte spuse că nu mai candidează, a zis că vrea să candideze și n-a spus partidul, a spus că a avut cereri de la toate partidele. A fost scurtat de toate partidele, în afară de unul. N-a spus care. Și cam atât. Cum comentați afirmația domnului Barbu? L-ați scurtat pe domnul Barbu? Domnul Barbu este fostul meu coleg de partid. Da. Este un om pe care eu îl respect mult, chiar dacă nu întotdeauna am avut aceleași idei. Însă nu am cum să nu observ, domnul Diaconescu, cum domnul Barbu se schimbă vis-a-vis de declarații de la o zi la alta. Nu se poate să ieși în 2019 să spui în conferință de presă că nu mai candidezi, iar apoi să candidezi. Nu se poate ca 3 ani de zile să ieși, de câte ori ai ocazia, atât în spațiu public, cât și în spațiu privat, în discuții cu oamenii, să spui că... afaceri de familie, pentru că îi merge firma și că s-a liniștit și pentru că nu mai își dorește politică, nu mai vrea să candideze. Faci conferință de presă, spui că îți dai demisia din Pro-România sau ce a făcut dânsul atunci. Din toate partidele. Din toate partidele, că nu-ți mai trebuie politică și să vii iar să-ți anunți candidatura. Cred că nu este ok pentru un om de anvergura domnului Barbu, pentru un om de... calibrul lui, pentru un om de vârsta lui are totuși părul alb, încă nu se poate să spui că azi e laie, mâine e bălaie. Cred că îți pierzi credibilitatea. PSD este partidul care nu i-a făcut nicio ofertă domnului Barbu, ca să vă răspund și la o întrebare. Noi nu i-am făcut nicio ofertă domnului Barbu. În momentul în care noi am avut, când am făcut acel sondaj de opinie, eu personal, când am trimis datele la București, l-am inclus și pe domnul Barbu în acel sondaj, PSD Central mi l-a scos. Ceea ce este un semnal, cred că, destul de puternic de vis-a-vis, centru, de, da, vis-a-vis de asocierea domnului Barbu cu Partidul Social Democrat. Noi avem un candidat în momentul de față, un candidat care conduce detașat, indiferent de partidul care face sondajul, se cheamă Marian Măroiu. Ne dorim să câștigăm Giurgiu cu Marian Măroiu. Nu avem
nicio discuție și nu vom avea cu domnul Barbu politică vis-a-vis de o eventuală candidatură a dânsului din Partidul Social Democrat, mai ales că pe domnul Barbu nu l-a gonit nimeni din PSD. Domnul Diaconescu, a fost alegerea dânsului să plece din PSD, iar în momentul în care s-a pus problema de o alianță politică în cadrul Consiliului Local, domnul Barbu a ales Partidul Național Liberal în detrimentul PSD-ului. Dacă mă întrebați pe mine, este o opinie personală, poate greșesc, dar cred că domnul Barbu la următoarele alegeri va fi 100% candidatul Partidului Național Liberal, dacă va candida. Dacă adică va candida. Că nu mai e domnul Vanghelescu, după cum, preferatul PNL? După cum bine știți, că știți. Știu, eu vă întreb domnul, dumneavoastră. Domnul Diaconescu, domnul Vanghelescu nu este în grațiile șefilor din PNL Giurgiu, pentru că nu răspunde la comenzi, pentru că nu face ceea ce îi se spune. Și eu nu cred că domnul Vanghelescu va mai candida din partea Partidului Național Liberal, mai ales după ultimul scandal pe care l-am văzut ieri vis-a-vis de Da, imediat vorbim și de acest scandal. Voiam să vă întreb doar un singur lucru. Domnul Vanghelescu a cochetat cu PSD-ul? Nu. Pentru că se zvonește prin oraș că s-ar putea să fie candidatul PSD-ului și așa mai departe. Domnul Diaconescu, a cochetat cu noi, a cerut sprijinul? Sau... O singură dată mi-a cerut Adrian Vanghelescu sprijinul, acum 2 ani de zile sau un an și ceva, în problema căldurii de la Giurgiu. Da. Pentru obținerea fondurilor. Pentru obținerea fondurilor, când a fost sprijinit atât de mine cât și de Marcel Ciolacu pentru a debloca acea situație, nu este normal să nu aibă, să nu aibă copii căldură atunci în școli. Atunci v-aș mulțumit public, domnul. Da? De câte ori am ocazia, dacă mă întâlnesc, vorbesc cu domnul Vanghelescu, nu am vorbit... Normal, e primarul orașului. Nu am vorbit niciodată... Am vorbit politică, vorbim administrație, vorbim ceea ce se întâmplă în, atât în municipiu cât și în județ. Niciodată Adrian Vanghelescu nu a deschis subiectul să vină la PSD. Nici la rândul meu nu i-am făcut vreo ofertă domnului Vanghelescu să se alăture echipei PSD. Dacă mă întrebați pe mine... La ce presiune se pune în momentul de față pe Adrian, nu știu cât va mai rezista în acea formațiune politică. Da. Loc ar fi în altele. Domnia s-a cochetat într-o vreme înainte. În timp ce era candidatul PSD-ului, dânsul cocheta cu USR-ul și PNCCD-ul și... În sfârșit, probleme personale ale domniei sale, acestea... Asta voiam să aflu de la dumneavoastră. Dacă... l-ați avea în vedere pe domnul Vanghelescu? În momentul de față, domnul Diaconescu, nu. Avem candidat, este Marian Măroiu. Îl măsoară PNL-ul, ia durerea de cap. Măsurăm noi, ne bucurăm să vedem ce scor are. Da. Deci, și încă o chestie, domnul Barbu nu vă încurcă deloc că s-a scris în presă că încurcă calculele partidelor, domnul Barbu. Așa ar vrea domnul Barbu să creadă că încurcă, dar nu încurcă nimic. Bun. Roșu peste tot. A spus o fotografie la un moment dat cu roșu peste tot. Slobozia, Malu, Vedea, Găujani. Chiar pe 14 septembrie a spus acea fotografie pe contul dumneavoastră de... roșu peste tot, a spus numai sudul județului. Aveți altceva? Aveți puțină răbdare. Domnul Dobre, că voiam să vă întreb domnul Dobre la Mihăilești. Se zvonea că l-ați fi luat la PSD, alții spuneau nu se poate, nu se duce Dobre la PSD. Eu v-aș ruga să aveți răbdare până săptămâna viitoare și veți auzi din gura domnului primar Dobre dacă începe o construcție nouă alături de PSD sau dacă nu. Așa este cel mai corect. Da. Atât față de domnul Dobre, cât și față de telespectatori, să audă din gura domniei sale, nu din gura mea. Eu vă spun doar că nu iese niciodată fum fără foc. Fără foc. Da. Și atunci presupun că urmează nordul. Că urmează nordul județului și da, că urmează foarte multe domnul comune Diaconescu. Care au fost PSD, probabil sau nu, și care sunt motivele pentru care se îndreaptă spre PSD acum? Prefer să vă răspundă primarii la această întrebare. Chiar prefer să vă răspundă ei. Părerea mea că
promisiuni neonorate și minciuni din partea PNL-ului. Dar normal ar fi ca ei să vă răspundă. Domnul Diaconescu, nu cred că eu am ascuns vreodată că am discuții cu primarii PNL. Nu cred că am ascuns vreodată că sunt primari pe care mi-i doresc înapoi în PSD. N-am ascuns niciodată. Și de primari pe care nu vi doriți înapoi. Sunt și primari pe care nu mi-aș dori. Însă, da, s-ar putea să îi primiți. Sau să cum? Știți că așa este. Îmi fac mea culpa. Politica se face pe voturi, domnul Diaconescu, nu pe orgolii și pe ce simțim noi. Da. Până la urmă... Eu vă asigur că va fi roșu peste tot. Da. Adică... Până la urmă știți cum e. Dumneavoastră în această campanie electorală, și cred că am dreptate în ceea ce spun, vă jucați cariera politică. Cumva. Așa este și normal. Noi am pierdut în 2020 și nu foarte mulți credeau că va dura ani până o să ne ridicăm de la pământ. Ne-am mobilizat între locale și parlamentare, am reușit să scoatem același număr de parlamentari ca Partidul Național Liberal, iar mie personal, președintele Ciolacu mi-a întins o mare mână de ajutor. Este normal ca eu în momentul de față să întorc acest serviciu, acest serviciu, sigur, și exact cum a spus dumneavoastră, ne jucăm cariera politică, așa este normal să se întâmple în politică. Nu ai rezultate, te duci frumos și la mandatul pe masă. E normal. Da. Candidați până la urmă la Consiliul Județean? Așa mi-aș dori. Din toamna 2012? Așa mi-aș dori să candidez din partea PSD-ului la Consiliul Județean Giurgiu. Încă o știre. Bun. Trecem și la chestii administrative. Probabil că ați văzut. E un giurgiuvean. Nu știu, nu l-am cunoscut decât foarte, foarte puțin. Mane Marius, care și-a făcut o țintă din DGSPC, pe ce am văzut. Domnia sa postează niște filmări destul de credibile, așa, adevărate, discuții adevărate, chiar cu beneficiarii căsuțelor. Nu ai cum să registrezi asemenea filme. Au ajuns știrile la nivel național cu proșnițele din căsuțe, copiii a trăiesc un an cu proșnițe. E adevărat, ieri auzeam o știre că Europa e invadată de proșnițe și Europa de vest și așa. Dar statul până la urmă trebuie să aibă grijă de copiii de acolo și trebuie cumva, știu eu, relocați, făcute o dezinsecție care am înțeles că ține vreo 2-3 săptămâni. A aruncat tot ce e acolo, a dus mobilier nou și așa mai departe. Agresiuni în căsuțe, o serie întreagă de nereguli. Cum comentați tot ce se întâmplă acolo? Autoritățile statului, tac. Domnul Diaconescu, trebuie să vă recunosc că și eu îmi trimit diversi prieteni și eu mă uit la postările și la live-urile pe care le face domnul Mare. Nu este un prieten al meu, nu este un apropiat de-al meu. Ne-am intersectat de câteva ori, ne-am salutat și atât. Ca giurgiuveni, până la urmă. Nimic mai mult. O să încep prima oară cu ce a spus acolo domnul respectiv vis-a-vis de alegeri. Dânsul a povestit pe acele live-uri cum au fost furate, cum i-au fost furate alegerile din 2020. Da. Eu aș verifica, dacă aș fi fost organe ale statului, eu aș fi verificat ceea ce domnul Mane spune acolo. Pronunță și niște nume din PNL cu care dânsul a stat la masă, vorbește despre oameni duși la vot, vorbește despre bani dați la votare, vorbește cu subiect și predicat de cartiere și comune. Și cred că organele statului trebuiau să se autosesizeze singure. Nu s-au sesizat la dumneavoastră, domnul Mina, v-au băgat în casă și v-au închis. Însă având în vedere cât de protejați au fost de poliție la momentul respectiv, în 2020, cei de la PNL, nu am nici cea mai mică așteptare că se va întâmpla acest lucru acum. Ceea ce se întâmplă la DGASPC, domnul Diaconescu, nu este o surpriză pentru nimeni. Dumneavoastră ați văzut că eu am evitat să vorbesc despre DGASPC pentru că, într-adevăr, acolo sunt probleme mari,
Pentru că sunt bani foarte puțini. Este greu ca, indiferent cine este președintele Consiliului Județean, cu banii pe care i-are la dispoziție din bugetul Consiliului Județean, să facă ordine și să pună lucrurile în ordine și să facă investiții. Și după aceea de facă... investiții, este foarte, foarte greu, este adevărat. N-are rost să ne ascundem după deget. Când transformi instituția DGASPC-ului în propria ta firmă și când folosești copiii să-ți construiești casa, când folosești copiii să scare legume și fructe la o casă pe care o ai în construcție, într-adevăr este o problemă. Ceea ce pe mine m-a pus grav pe gânduri vis-a-vis de acele postări este faptul că acei copii sunt bătuți, este faptul că acei copii sunt amenințați, este faptul că dacă spun ceea ce se întâmplă în cadrul căsuțelor, sunt persecutați, mult mai rău, vin angajați din cadrul DGASPC care îi amenință și care îi bat. Îi amenință cu bătaie, îi bat, da. Am văzut filmările. Nimeni, absolut nimeni, nu vrea să vadă ceea ce se întâmplă acolo. Se consumă droguri, sunt fete care au relații cu proxeneți, sunt fete gravide, sunt șefe de centru care stau în chiloți și le fac masaj beneficiarii. E foarte periculos ceea ce se întâmplă acolo. Toată lumea doarme, toată lumea închide ochii, toată lumea încearcă să pună Batista pe țambă. N-am auzit de niciun control, de nici intern, se duc de măsuri luate. De DSP-ul și nu mai știu cine. Se duc degeaba. Vă rog să mă aje pisul și se duc degeaba. Da, da, da. Acolo trebuie să se ducă parchetul, trebuie să se ducă poliția. Trebuie să ca acei copii să fie consiliați psihologic, să li se ia declarații, dacă într-adevăr ceea ce ei spun este adevărat. Se confirmă. Asta este marea problemă în momentul de față a DGASPC-ului. Da, doamna Mirela Motriș, vis-a-vis de subiect, spune: bună ziua, profit de emisiunea dumneavoastră să anunț că Giurgiu Veni se strâng la protest. Cer într-o singură voce demisia lui Gheorghe Paraschiv. E de ajuns? Nu este de ajuns și nu cred că Paraschiv își va da demisia. Nu cred. Da. Mai avem doar câteva minute de demisiune și ce e de făcut la DGASPC? Resetare. Sau o concluzie? Deci, domnul, acolo este o... Spuneați că nu sunt fonduri. Consiliul Județean nu are fonduri să... Acolo este o cloacă care trebuie spartă. Deci sunt șefii aceia de căsuțe care se cred Dumnezeu, care sunt protejați de legea, trebuie dați afară. Fără doar și poate. Dacă, o spun în premieră, dacă voi câștiga Consiliul Județean, voi intra cu organigrama în mână la Consiliul Județean, atât pentru aparatul propriu de la Consiliu, cât și pentru direcțiile subordonate. Mai ales că știți despre ce e vorba. Curățenie totală acolo. Ceea ce se întâmplă în momentul de față, toți tiriplicii de la PNL sunt angajați peste tot. L-am auzit pe cel mai mare specialist al județului Giurgiu, un Minore, spunând cum a căpușat PSD-ul. Nu mă spune cum a căpușat voi. Spune cum a căpușat voi, spune cum aduceți pe bandă rulantă oameni în toate deconcentratele și în toate direcțiile din Consiliu și deconcentratele din Giurgiu, că asta se întâmplă. Asta se întâmplă, domnul Diaconescu. Este dezastru. Și aș vrea să dați voie să mai vorbim de o temă locală foarte importantă. Campusul? Campusul universitar. Nu, o trecem peste campus. Am văzut și nu e prima postare a domnului Beanu, a președintelui Consiliului Județean, domnul Beanu, care face apel public. De 3-4 săptămâni se întâmplă asta și nu e prima postare, ultima a fost de ieri. Apel public la domnul primar să semneze finanțarea pentru campusul învățământului dual și domnul universitar. Diaconescu, specialistul nostru în Minore, este cel mai mare fariseu politic pe care Giurgiu l-a avut din 1990 încoace și cel mai mare mincinos. De ce spuneți asta? Pentru că și-a asumat... Adică în, pentru veniți că, cu... Bineînțeles că vine. Cu argumente. Domnul Diaconescu, celebra dezbatere din Consiliul Publică, din Consiliul Local, în care i-a pus și pe oamenii aceia de la Politehnică să vină la... pe drumuri să vină la Giurgiu. Da. Am văzut. Și-a asumat public în acea ședință, plus în altă conferință de presă, că va prelua toate cheltuielile. Și că va trece terenul în administrarea Consiliului Județean.
minte domnul Diaconescu. Păi am înțeles, la mine în emisiune, acum 2-3 săptămâni, a spus că va iniția o hotărâre de Consiliu Județean în care consilierii să voteze că domnul preia Diaconescu, Consiliul Județean toate cheltuielile. Mă lăsați să vă explic. Minte. Bun. De ce n-a făcut 5 luni aceste lucruri? Minte. Și vă spun eu de ce. De ce? Pentru că nu poate să fie lider de proiect Consiliul Județean. Nu este eligibil. Nu poți să schimbi proiectul. Domnule, omul minte precum respiră. Încearcă acum încă o cacealma mare, semnează băi Anghelescule tu, că pe urmă, după ce tu semnezi, se va da derogare și putem să fim noi lideri. Deci, domnule, e cel mai mare mincinos din politica din Giurgiu din 1990 până astăzi. Nu există așa ceva. Domnul Diaconescu. Păi eu sunt curios ce consilier județean ar vota astfel de hotărâre. Nu poate. Astfel de proiect. Domnul Diaconescu. Nu e vorba că nu-și dorește PSD-ul să fie un construiască campus aici, acel campus. Nu poate suporta municipiul Giurgiu. Câte milioane de 23 euro? 23 sau 28 anual. De milioane de euro. Nu, 3 milioane și ceva, 4 milioane. 3 milioane anual. Da, nu poate, domnul Diaconescu. Nu este un proiect care să aducă beneficii județului Giurgiu. Nu s-a făcut niciun studiu de impact. Să vedem, băi, dar câți copii își doresc, cât s-ar înscrie. Nu! Nu există. Este un proiect politic. În momentul în care, în cadrul PNL-ului, s-a discutat aceste lucruri, s-a spus, băi, tu nu înțelegi că e proiect politic, nu este proiect administrativ. E de imagine. Nu poți să vii să minți în halul ăsta. Domnul Diaconescu, văd un delir total vorbind de investiții de 1 miliard de euro la Giurgiu. Domnul Diaconescu, în ce calitate vorbesc ei despre ceea ce se întâmplă la ANIF, canalul Giurgiu Răzmirești? Nu are nicio legătură cu administrația locală, domnul Diaconescu. Este vorba de guvern, administrația centrală. Da, nici da, nu are rost, un proiect național. Nici nu are rost să vă spun că toți miniștrii, cu o singură excepție din ultimii 7-8 ani, au fost de la PSD. Nici nu are rost să pomenesc acest lucru. Deci dacă eu, care am avut ministru, nu vorbesc despre acest lucru, că nu este meritul meu, că ne-am dus noi și am spus, domne, la Giurgiu trebuie să, e necesar să se facă, dar nu l-am făcut noi. Vorbesc despre podul de peste Dunăre. Este un proiect transfrontalier între guvernul României și guvernul din Bulgaria. Premierul împreună cu domnul Sorin Grindeanu vor pleca la Varna luni să discute despre acest lucru. Despre aeroportul. Domnul Diaconescu, este singurul obiectiv care eu mi-aș dori să se întâmple. Însă, iar vă repet, nu prea are legătură cu Consiliul Județean Giurgiu. Garanția, ca să spun așa, că acel proiect ar putea să aibă soartă de izbândă, este Băluță, primarul sectorului 4. Noi suntem micuți acolo. Era nevoie și de noi. Da. Dar vă repet, dacă s-ar face, în sprijin îi votez tot Lubeanu vis-a-vis de aeroportul ăla, ca să ne înțelegem. Îi sprijin tot. N-ai cum să vorbești de miliarde de euro, bă, când tu n-ai fost în stare nici să trasezi ce ți-am lăsat eu, nici să remarchezi. N-ai voie. Da. N-ai voie să vorbești de așa ceva. Domnul Diaconescu, vreți să vă spun cât de slab sunt? Ambulatoriu. Proiect pe bani europeni. S-a făcut poarta, decontată pe bani europeni. Ca și era în proiect. Ce a făcut Consiliul Județean? A mai făcut-o încă o dată pe banii lor, a băgat-o la... Dumnezeu, ăștia nici să fure, nu știu, dumneavoastră înțelegeți ce vă spun? Deci au decontat poarta aia de două ori, curtea de conturi doarme. De anul trecut trebuia să fie dată folosit. Deci au mai băgat, deci niște găinării, nu este vorba de sume mari. Da, dar eu v-am dat acest exemplu ca să înțelegeți cât de slabi sunt și cât de corupți sunt și ce se întâmplă în Consiliu. Au băgat o poartă de două ori. Bă, încalci legea, bă, băiatule, mă. Da. Bă, e pe bani europeni, mă, n-a trecut acea perioadă. Claudiu Cipoeru vă întreabă, domnul președinte, mai aveți informații despre ceea ce se întâmplă cu proiectul centurii de vest a orașului? Întreabă. Of. Păi, l-ați avut domnul Diaconescu pe... Pe domnul Beianu l-am avut. Nu mi-a spus. Eu v-am spus că trebuie să faceți emisiuni cu Beanu, cu detectorul de minciuni pe masă. Nu mă credeți și pe mine, deloc.
Dă aparatul peste cap. E scump, trebuie să mi-l... Dă aparatul peste cap. Aștept să văd singura dovadă de bărbăție din partea lui Beianu și să facă acel test de paternitate pe care și l-a asumat public atât la nivel național pe la televiziuni, cât și la nivel local în conferințe de presă. Fuge! Da, probabil că nu vrea să vă dea satisfacție. Fuge! Nu-l face pentru mine, domnul Diaconescu. Nu-l face pentru mine, îl face pentru dânsul și pentru imaginea lui, nu pentru mine sau pentru altcineva. Ingeaua Eduard, singurul care a avut de câștigat din campusul universitar a fost George Pălălău, câștigând pentru votul dat funcția de director al zonei libere. Are dreptate, așa este. Ionuț Moțan, nu vă mai luați de acest guru, de acest bivolarul de Giurgiu, domnul Beianu, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Nimeni n-a mințit, să știți, n-a îndrăznit nimeni în politică să... Am mai avut de ăștia care făceau metrou, care făceau... Domne, ca ăsta să spui tu investiții de 1 miliard de euro când tu ești... Vai un de fost mama liberal, ta. Îl mai țineți minte pe Sorin Dadilovan. Da. Vă întreabă domnul Dadilovan, domnule Mina, scăpăm de Beianu & Company în 2024? Eu cred că am scăpat deja, fără să fiu lipsit de modestie, cred că am scăpat deja. Da. Mărciulescu Mihai, domnule președinte PSD Giurgiu, instituția prefectului acordă avizul de legalitate pentru hotărârile Consiliului Local privind mafia terenurilor la Daia. 100 de hectare din izlazul comunei Daia le-a concesionat la o firmă de care nu este străin domnul Beianu pentru montarea de panouri fotovoltaice. La două crescătorii de ovine le-a anulat contractele de închiriere pentru pășune în izlaz. Nimeni nu face nimic. Cine îl ține pe domnul respectiv să nu facă plângeri la instituțiile statului dacă are aceste informații? Chiar și la prefectură. Vis-a-vis de prefectură nu cunosc subiectul, însă dacă acel proiect de lege este de Consiliul Local este legal, prefectura nu are cum să nu-i dea legalitate. Mm-hmm. Și dacă este ilegal, evident că nu-i dă. Adică e simplu ca bună ziua. Și mai un Traian Budoi, și ăia și aia se numește trafic de influență. Nu știu la ce se referă, în sfârșit. A fost subiectele locale, au fost cele mai fierbinți până la urmă, de celelalte am discutat. Nu, e o dezvoltare în Giurgiu sub acest PNL fără precedent, doar că s-au dezvoltat decât ei. Pe rețelele de socializare, da, e dezvoltare. Peste, e mare dezvoltare. Și-au cumpărat un set de cărmizi, știți că era la primărie, în primul mandat al domnului Barbu, să-ți cumpere o cărămidă pentru nu știu ce centru care s-a născut mort împreună cu Antena 3. Da. Și toată lumea își cumpăra o cărămidă. Dădeai banii, nu-ți dai cărămidă acasă. Văd că unii și-au luat politicieni și-au luat cărămizile acasă. Domnul și au început să se bată cu ele în piept. Vă fac o previziune aici. Vă rog. Nu ia 15% la alegerile locale PNL în județul Giurgiu. E foarte puțin. Nu ia 15%. O să vedeți. Da. Alegerile nu se compară cu sondajele până la urmă. O să vedeți. Da. Municipiul o să-i scoată pe ei. Pentru că există pe municipiu un bazin electoral fidel. Bazinul dur și fidel. PNL-ului. Așa cum există și al PSD-ului. Evident. Așa există și al PNL-ului. Da. Dar mai avem un comentariu? Nu. Daniel Badea, în Creveria Mare, administrația PNL nu a realizat absolut nimic în mandatul actual. Toate proiectele depuse de mine în cadrul Consiliului Local au fost votate împotrivă. Tot ce au făcut au fost studii de fezabilitate, exact ce spuneați, și proiecte tehnice, la PNL. Și proiecte tehnice de peste 2 milioane de lei în 3 ani. Cetățenii vor taxa această administrație locală și județeană anul viitor. Deci domnul Diaconescu, vis-a-vis de domnul care v-a scris, Domnul Daniel Badea, nu vă ascund că mi-l doresc foarte, foarte mult să fie candidatul Partidului Social Democrat de la Crevedia. Și voi face tot ce ține de mine ca acest băiat cu un viitor mare în administrație și o să vedeți că e chestiune de ani până când va face pasul către județ acest băiat. Eu îmi doresc mult să fie candidatul PSD-ului la Crevedia. Ceea ce se întâmplă în momentul de față la Crevedia, după
decesul doamnei primar, da. Dumnezeu să o ierte, este regretabil. Acolo, în momentul de față, este un sat fără câini. O familie are impresia că a pus stăpânire pe Crevedia. Însă, la alegerile de anul viitor, acest băiat, dacă va candida de la PSD sau dacă va candida de la USR, va rupe în două acolo, vă asigur. Da, da, da. Dacă are și bazin electoral în spate este, și dacă este e cunoscut băiat de oameni... foarte serios. Este un băiat care face administrație, este un băiat care are o transparență totală în acțiunile sale, lucru care deranjează foarte mult cealaltă tabără din Crevedia. Nu ascund că așa a fost conjunctura la vremea respectivă. Consilierii noștri și întreaga organizație a PSD-ului de la Crevedia este mână-mână cu PNL-ul, dar au dat drumul la JAF acolo. Iar singurul factor de echilibru din Comuna Crevedia este acest băiat. Vă doresc succes atunci cu acest băiat acolo. Marius Cristina îi răspunde lui Edi Gea. Părălău George își merita funcția pe care o deține, este o persoană și un om foarte dedicat în munca pe care o depune și asta o să se vadă pe viitor. Domnule deputat, am depășit cu câteva minute bune spațiul dedicat emisiunii. Vă mulțumesc că vă mulțumesc ați și venit eu, la emisiune. Vă mulțumesc pentru toate comentariile. Prezent, indiferent de întrebările dumneavoastră, întotdeauna o să răspund prezent și vreau să știți că nu mă intimidează zvonurile așa pe surse pe care le tot aud prin județ. Bă, las-o mai moale că o să ai probleme. Da, am auzit și eu că vi se pregătește ceva. Nu, că vi se pregătește mă las ceva. Intimidat. Îmi văd de munca mea politică, îmi văd de administrație, sunt în banca mea, da, văd n-am că motive să mă tem. Anumite instituții sunt bine țintite pe liderii PSD. Așa că... Domnul Diaconescu, să mă ierte Dumnezeu, dar nici liderii PSD despre care dumneavoastră vorbiți nu au fost ușă de biserică, da, da, da. Iar legea e lege sunt pentru convins. Toată lumea, indiferent Corect. De numele sau de culoarea Corect. Politică. Alex Mircea mă întreabă o întrebare pentru domnul deputat, va candida la CJ? Da, da. Domnul deputat a răspuns mai devreme că da. Încă o dată, domnule deputat, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Ne mai întâlnim, sigur, din ce în ce mai des că se apropie campania. Doamnelor și domnilor, a fost președintele președintele Partidului Social Democrat Giurgiu, deputatul Marian Mina. Mâine de la ora 14 ne vom întâlni cu domnul profesor doctor Gheorghe Iana, specialist în imagistică. De la ora 12 cred că vă întâlniți cu, aproape sigur, vă întâlniți cu colegul Mihăiță Grigore, are la fel un invitat cu greutate. Vă mulțumesc pentru vizionare, o zi frumoasă tuturor, la revedere! Vrei să te implici activ în deciziile autorităților publice locale și implicit în viața comunității din care faci parte? Poate ar fi mai bine pentru comunitate să facem așa că sunt mai multe persoane de aceeași părere și ar fi un lucru bun și pentru orașul Giurgiu. Primăria ar fi interesată de părerea dumneavoastră? Bineînțeles, nu numai de-a mea, nu numai de-a mea, dar tuturor giurgiuvenilor. Păi da, chiar dacă am posibilitatea de nu se poate realiza ce am vrea noi, nu se poate. E simplu. Descarcă aplicația e-participare pe telefonul tău, informează-te, participă la consultările publice, fă-ți cunoscută inițiativa și votează. Chiamă-ți prietenii în aplicație și împreună, haideți să creștem șansele de dezvoltare locală în interesul clar al giurgiuvenilor. Primul sistem de e-consultare prin smartphone din România, o aplicație securizată și gestionată independent de Asociația Pro-Democrația pentru reprezentarea intereselor cetățenilor în fața administrației publice locale. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Prima serie de napolitane care au ambalaj imprimat cu specific național, dar și cu imaginea turnului cu ceas din Giurgiu, au intrat pe linia de producție și vor fi livrate atât în marketurile din țară, cât și în cele din Europa. Fabrica de napolitane Morello trimite la export turnul cu ceas, simbolul municipiului Giurgiu. La o petrecere și dincolo de muzică, dans, băutură și mâncare, ai fi vrut să ai parte și de un strop de... Da, de un strop de magie, pe care numai Magic Platform ți-l poate aduce. Iată cum funcționează magia. Magic Platform surprinde în videoclipuri de 20 de secunde cu efecte de slow motion, fast motion, reverse și boomerang, momente unice din timpul petrecerilor. Te poți găsi pe Facebook, pe contul Magic Platform, dar și la telefon 0766-378-519. Jocul de lumini ambientale, mașina de fum și accesoriile sunt parte din recuzita ta pentru momente de neuitat. Nu uita, fiecare eveniment merită un strop de magie în plus!